Apele și munții României păstrează în taină peste milenii povestea oamenilor care au trăit cândva aici. Încet, urmele trecerilor încep să iasă la lumină, încep să ne vorbească. În urmă cu peste 6.000 de ani, oamenii acestor locuri au creat culturi semnificative. Au iubit și au suferit și au căutat un loc într-o lume care, cu siguranță, li se părea misterioasă. De la ei ne-au rămas suficiente lucruri care să ne permită să înțelegem, măcar într-o anumită măsură, cine au fost. În Drăgănești-Olt, mulțumită profesorului Traian Zorzoliu, descoperim astăzi un muzeu unic în România și această parte a Europei. Un sat neolitic aparținând culturii Gumelnița, reconstituit pe baza descoperirilor arheologice. Arheoparcul ne prezintă o uliță dintr-un sat de acum peste 6.000 de ani, cu colibe în mărime naturală ridicate în aer liber, împrejmuite de un șanț de apărare și un gard din uiele împletite, prin care se dorește redarea cât mai fidelă a peisajului istoric. Studiile dedicate culturii Gumelnița pun în evidență existența unor locuințe cu una sau două încăperi, unele case având chiar și pridvor, altele fiind ridicate pe piloni. Locuințele sunt destul de joase, înălțimea oamenilor acelor timpuri nedepășind 1,60 m. Aria de răspândire a culturii Gumelnița se suprapune destul de bine peste cea a culturii Boian în Muntenia, dar ea poate fi găsită și în Dobrogea, în sudul Republicii Moldova sau în Bulgaria, în partea estică a țării, atât la nord cât și la sud de Balcani. Privind înapoi spre trecut, ne întrebăm desigur cine au fost acești oameni, care erau visurile lor. Din vremuri îndepărtate, povestea unei lumi despre care cei mai mulți români nu știu nimic, începe să se destăinuie specialiștilor. În anul 2015, Muzeul Național de Istorie din București a găzduit o expoziție de excepție numită Radiografia unei lumi dispărute, dedicată unei așezări preistorice de acum 6.000 de ani. Reconstituirile de la Sultana, Malul Roșu, primul sit arheologic în care s-au descoperit urmele culturii Gumelnița, a oferit o imagine complexă asupra oamenilor de atunci. Casele pictate cu motive geometrice, atât în exterior cât și în interior, și inventarul gospodăriilor ne vorbesc despre o populație creativă, sedentară, cu o bună organizare. Dincolo de aceasta, expoziția ne atrage atenția cu prezentarea unui studiu de paleogenetică ale cărui rezultate sunt bulversante. Potrivit specialiștilor, studiile paleogenetice efectuate pe un lot reprezentativ de schelete provenite din necropole aparținând comunităților Boian și Gumelnița au relevat faptul că aceste populații sunt foarte apropiate genetic de populația contemporană din România, comparativ cu alte populații din Europa sau Asia. Mai mult decât atât, conform ziarului Evenimentul Zilei, la deschiderea expoziției, directorul muzeului Ernest Oberlander Târnoveanu a spus: prin venele multora dintre dumneavoastră curge sângele acelor oameni. Această descoperire este cu siguranță remarcabilă, pentru că, alături de o continuitate culturală de mai multe mii de ani, românii își pot dovedi și o continuitate genetică de peste 6 milenii. Revenind în satul neolitic de la Drăgănești-Olt, trebuie subliniat faptul că așezările gumelnițenilor au fost construite invariabil în preajma unor surse de apă și resurse naturale, ușor de exploatat pentru activități agricole, creșterea animalelor sau vânătoare. Astfel, reconstituirea satului de aici este inspirată de o așezare neolitică din apropiere, situată în lunca Oltului, pe malul estic al pârâului Minog. După cum se poate observa din inventarul bogat pe care îl descoperim în casele lor, oamenii culturii Gumelnița aveau îndeletniciri complexe. Alături de agricultură, vânătoare și pescuit, se ocupau cu olăritul și țesutul, rezultatul muncilor fiind prezent astăzi în multe muzee din România. Pereții caselor gumelnițene erau construiți din pari uniți prin împletituri de nuiele sau trestie,
acoperiți apoi cu lut amestecat cu pleavă. În cea mai mare parte, pereții erau pictați, ceea ce ne vorbește despre preocupările pentru frumos pe care această populație le manifesta acum peste 6.000 de ani. Fiecare colibă avea în interior o vatră, un cuptor, un război de țesut și mobilier rudimentar, patul fiind construit din pământ pe care erau așezate rogojini și piei de animale. În satul neolitic au mai fost reconstruite dinuiele, un foișor și un adăpost pentru animale, subliniindu-se astfel viața complexă a unei comunități sedentare. Ceea ce ne atrage însă cel mai mult atenția sunt creațiile artistice, simbolistica și obiectele de cult create de oamenii acestei culturi neolitice. Pătrunzând în spațiul sacru, ne dorim să redescoperim credințele și viziunea pe care o aveau despre lume, despre forțele din spatele fenomenelor naturale, despre stelele de pe cer și rostul lor al oamenilor într-o lume atât de mare și încărcată de taine. Oare ce credeau despre toate aceste lucruri? Cum se vedeau pe ei înșiși? Alături de cultura cucuteni, cultura gomelnița reprezintă apogeul dezvoltării umane în Europa acum peste 6.000 de ani. Așa cum se poate vedea și din aceste imagini, plastica antropomorfă este dominată de figuri feminine cu particularități evidente, care ne vorbesc despre faptul că Marea Mamă era în centrul religiei gomelnițenilor și că atributele ei erau strâns legate de fecunditate și fertilitate. Între toate aceste reprezentări se disting două capodopere ale culturii gumelnița. Zeița de la Sultana, împodobită cu motive geometrice și a cărei mână, dusă la bărbie, sugerează o poziție meditativă, și vasul cu îndrăgostiți, un unicat cu o simbolistică foarte interesantă. Femeia are desenată în zona pântecelor o spirală, în timp ce bărbatul pare să aibă falosul în erecție. Un lucru cu totul excepțional legat de ceramica acestor oameni este acela că s-au descoperit chiar și vase pictate cu aur acum 6.000 de ani, sau faptul că printre obiectele de podoabă, cele mai multe din os, marmură, piatră, scoici și melci, au fost descoperite și unele confecționate din cupru sau aur, acest lucru dovedind că, încă înainte de epoca bronzului, existau comunități umane capabile să prelucreze metalele. Cu siguranță, cercetările viitoare ne vor spune și mai multe despre această lume dispărută a culturii gumelnița, pe care astăzi am putut să o descoperim într-o anumită măsură datorită specialiștilor care ne-au adus-o mai aproape. Pe de o parte, echipa condusă de arheologul Cătălin Lazăr de la Muzeul Național de Istoria României, iar pe de altă parte de echipa condusă de regretatul profesor Traian Zorzoliu de la Muzeul Câmpie Boianului din Drăgănești-Olt. Aici, satul neolitic, unic în România și această parte a Europei, vă așteaptă să-l vizitați. Aproape necunoscut de români, acest muzeu în aer liber merită atenția unui obiectiv turistic de primă mână. De altfel, directoarea actuală a muzeului, Mihaela Lală, cea care duce mai departe munca profesorului Traian Zorzoliu, are multe alte surprize pentru vizitatori. Cu sprijinul primarului orașului Drăgănești-Olt, Rotaru Pantelie, și a Consiliului Județean Olt, tot aici va intra în circuitul turistic din 2016 și prima cetate getică reconstruită din România, un proiect al acelui suflet entuziast și dedicat istoriei naționale, profesorul Traian Zorzoliu. Cu gândul la uriașul patrimoniu cultural pe care îl are România, nu ne putem întoarce din această călătorie făcută în lumea culturii gumelnița fără să ne întrebăm de ce cărțile de istorie nu le spun mai multe copiilor noștri despre istoria străveche a acestor meleaguri, un spațiu numit de reputați savanți străini, Vatra Vechii Europe. Este evident că timpul va scoate tot mai mult la lumină aceste realități, iar într-o zi, adevărul va învinge minciuna care ne acoperă istoria. Iar atunci,
nu o să mai pară deloc protocronist să vorbești despre 6 milenii de continuitate.